Parcă vin dintr-un colind, ea cu părul de zăpadă, el cu părul de argint. Două toamne, iată-le, într-un dor legatele, două sfinte lebede, într-o apă lebede. O arată asistență. În această zi frumoasă și semnificativă de toamnă, cu iz de guturie coapte și crizanteme târzii, prin autoritatea care a fost împuternicită de către stat, am deosebită onoare și plăcere să vă înregistrez jubileul de 50 de ani de căsătorie a splendidului și mult apreciatul cuplu Eugenia și Mihail Sidnic. Și cum se cuvine la o sărbătoare frumoasă, sunt prezenți la această a noastră ceremonie cei mai scumpi ființe, care sunt fiicele, Oxana și Inga, ginerii Igor. Igor și Oleg. Și de asemenea, eu sper că sunt cu gândul la noi și nepoții Andrei, Igor și Ilona. De asemenea, sunt prezenți rudele și cei mai apropiați prieteni. Mulți stimați omageați. Din fiorul care vă încearcă acum, ca și cu 50 de ani în urmă, la 12 noiembrie anul 1960, cobor amintirile. În satul Mulei Căuți, raionul Ocnița, un colț de liniște, visa la lucruri frumoase și mărețe un tânăr pe numele Mihail. Crescut cu înțelepciune, de trudiții și cu minții părinți, Luca și Elena Sidnic, el nu a știut ce înseamnă dușmanie și ură. Și totodată, în orașelul Potaș, același raion, mândria părinților și mângâia sufletul acestor părinți, Alexandru și Daniel Masco, un boboc de fată, pe numele Eugenia, frumoasă ca o zeiță, cu ochii în care s-a rătăcit pământul, s-a încrâncinat fântâna și s-a prăbușit lumina. Drumurile lor s-au încrucișat la Mercăuți. Erau tineri precum dorul, erau fragiți ca o floare, i-a unit o taină, i-a cimentat pasiunea, i-a purtat cu înțelepciune prin anii sfânta, sfânta dragoste, care și până în prezent, eu cred că nu a pierdut din intensitate. Și acum, scenariul mă obligă să vă pun incitantă întrebare. Sunteți gata în aceste clipe să lăsați în urmă aurul strălucitor al acestei nunți și să mergeți împreună spre nunta de diamant? Eu aș vrea să-mi răspundă mirele. Da. Aș vrea să-mi răspundă mireasă. Da, de doamne. Și v-aș vrea frumos să confirmați această frumoasă decizie prin semnarea actului jubiliar de căsătorie. Vă rog frumos vă apropiați, să luați câte un pix. Dai mai jos? Mi-a tot aici, dar e aici. Da, certificat nu se dă. Eu cred că cuplul nostru merită și de aplauze așa frumoase, nu? Iar acum în ceremonialul nostru va interveni, am uitat să-mi pregătesc două cupe de șampanie. Iar acum în ceremonialul nostru va interveni un moment așa mai neordinar. Acuși chelnerul îmi aduce două cupe de șampanie și eu, stimați oaspeți, vreau să ascultăm și să ne amintim cum a fost acum 50 de ani în urmă câte o declarație de dragoste făcută așa unul față de altul. Și eu sper că această declarație a rămas atât de pură și de sinceră. Luați câte o cupă de șampanie și dați să ascultăm împreună câte o declarație așa unul față de altul. Doamne! Cui doriți? Într-adevăr, 50 de ani în urmă, în această zi, a fost iarăși o zi de toamnă, o zi ploioasă și totuși, în suflet, a fost o mare dragoste, o mare dorință de a înregistra căsătoria. Necădând aceea să spunem că
Am întâlnit această domnișoară într-o zi foarte frumoasă. La două întâlniri am propus mâna și inima și la treia întâlnire am primit răspunsul. Da. Și iată, de atunci... Că citești lesii de sporă și faci declarații de drag. De atunci suntem împreună... Porca! Porca! Suntem împreună atâți ani de zile. Я понимаю, что вы очень любите друг друга, но по процедуре поцелуй попозже, пожалуйста. Это не репетирую. 50 лет назад молодая девочка-агроном в колхозе повстречала тракторист. Очень красивого, очень сильного молодого человека. Тракториста. Кучерявого, да. И все знакомые мне говорили, только его опутать, потому что из хорошей семьи я всех послушалась и согласилась. И вот 50 лет. Прошли как 5 лет. Год за 10. Да. Да. Трудностей очень много, но мы преодолели их и обросли 2 дочерьми, 2 зятьями, 3 внуками, массой друзей, коллег. И нас всю жизнь поддерживали наши родные, близкие, братья, сестры, их дети. Мы благодарим судьбу, благодарим всех вас, что вы есть, и надеемся хоть немножко еще побыть вместе. Что такое модатим вое сервенес, чистый символ, треповаде, алдевотаменту, аташаменту, фиделитети, уну фациалту, пе паркурсу, вети, думневастре. Ну, скоро это значит, Маша. Да, мерси. Acest splendid eveniment, prin semnarea actului de jubilar de căsătorie, cei mai apropiați și fideli fiind Valentin și Antonina Sâtnic. Vă rog frumos! Eu cred că și mie dau aplauze, nu? Și acum, în numele celor mai mari virtuți, dragoste, răbdare, iertare și înțelepciune, am onoare să vă înregistrez căsătoria dumneavoastră jubiliară și să vă declar mii ai nunții de aur. Și dați-mi voie acum să vă înveniți certificatul jubiliar de căsătorie care este, care simbolizează două vieți și o punte mică între aceste două vieți. Și rămâneți așa în paza fiorului de dragoste și înțelepciune unul față de altul. Bucurați-vă, dragii noștri, de copiii dumneavoastră, Inga și Oxana, de ginerii dumneavoastră care v-au devenit feciori și de nepoți. Și vreau acum să vă invit, să vă amintiți ca și acum 50 de ani, de acel sărut pătrunzător care, eu sper, pe parcursul vieții a rămas tot atât de dulce. Adică, vă dăm voie să vă sărutați oficial. Și vreau să vă spun că să nu lăsați povestea să sfârșească la pagina cu numărul 50, pentru că aveți de răsfăit multe, multe pagini în viitor. Și vreau să vă doresc sănătate și la mulți ani. Iar acum dați-mi voie să-i dau cuvântul primarului comunii Stăuceni, prin cumul, finul și fratele dumneavoastră, care și el ceva de spus pentru dumneavoastră.
Onorată asistență, eu cred că o să procedez mai corect dacă o să zic câteva propoziții din Măruță, fiindcă doamna Natalia nu prea cunoaște bine, e mai tânără ca mine. Vreau, doamne, gospodă, vreau, doamne, goste, brate, sostră. Мы сегодня собрались приветствовать наших бывших молодых, оставшихся на протяжении 50 лет из сверхъестественного износа остались молодыми, пожелать им, чтобы на их бриллиантную свадьбу, бриллиантовую свадьбу мы были в таком же составе, а возможно и в большем. Но поскольку у меня, дамы и Наталья, сказали, у меня сегодня три функции, это первый эфир, второе, брат, ну и не в последнюю очередь прибор коммуны, который обязан к чему-то. Хотя мне давно директор лицеуру сказала, что ты, давно Тамара сказала, что ты на трех функциях разогнался, я постараюсь сегодня избраться. Поэтому, учитывая, что финны не намного моложе, намного, но не намного моложе молодоженов, от имени Примарии вручается вот такой диплом 50-летия совместной жизни с текстом, который прочтет всегда Казима до ее долга. А то я плохо вижу, где зашло. Читайте, я вам поддержу. Не слишком много слов, но... Энчепис дальше путь. Перед фамилия Светник Михаил Шелудженя, Кокази Анунси Диаур, Чинзиждян, Fericirea are întinerețe parfumul rozelor, îmbopocite, lămăturarea are aroma și gustul vinului roșu îmbătător. La bătrânețe farmecul apusului de soare. Dorim ca împreună să simțiți parfumul rozelor, să vă îmbătătați cu vinul și să aveți parte de apus de soare. Cu profund respect, primarul de Stălceni, Valentin Sădnic, 12 noiembrie anul 2012. Noi n-am luat și mapa care este o mapă, tot unii certificatul de înregistrare căsătorie. Pot, da. Asta все в комплекте от primăriei. Где диплом? Вот этот полный комплект, чтобы не забыли по пенке здесь. Ну да. Și acum, dacă v-au prăvășit amintirile, noi vrem să vă invităm pe tinerii noștri de astăzi să fie lăsați și purtați pe undele unui valz, cel al dragostei și al eternității. Și aș vrea frumos muzica să pui un valz ca... Trinit!